Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă invit de la această oră să urmăriți prima parte a sintezei celor mai importante evenimente petrecute săptămâna aceasta în Parlamentul României. Iată ce veți vedea astăzi! Reconsiderarea obiectivelor comunitare în ceea ce privește energia au făcut obiectul unei hotărâri a Parlamentului la recomandarea Comisiei Europene. Parlamentul a adoptat legea prin care vor fi cadastrate integral cel puțin 1000 de unități administrativ-teritoriale în perioada 2023-2026. La rubrica Birou Parlamentar, senatorul AUR de Constanța, Sorin Cristian Mateescu, explică rolul Comisiei pentru Constituționalitate. Recomandările Uniunii Europene care se referă la reconsiderarea obiectivelor în ce privește energia au făcut obiectul unei hotărâri a Parlamentului. Opinia referitoare la o politică europeană mult mai ambițioasă privind accelerarea pătrunderii pe piața a tehnologiilor energetice emergente a fost dezbătută în plenul Camerei Deputaților. Documentul a generat opinii divergente din partea parlamentarilor. Comisia pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților a adoptat un document ce conține recomandări care vizează reducerea dependenței de energie din Federația Rusă și luarea unor măsuri de eficientizare energetică la nivelul statelor din comunitate. Proiectul de hotărâre aflat în atenția parlamentarilor se referă la opinia Comisiei Europene către Parlamentul și Consiliul European. Documentul recomandă, printre altele, susținerea procedurii de energie pentru consumul propriu a micro-rețelelor de curent electric, precum și a utilizării surselor de energie alternativă la scară mică în mediul rural. O altă referire privește extinderea rapidă a infrastructurii de transport a gazului lichefiat și sporirea capacităților de depozitare și regazificare a acestuia într-un mod echilibrat, astfel încât să acopere nevoile tuturor statelor membre într-o abordare paneuropeană. Abordarea paneuropeană a făcut obiectul unor comentarii de ordin general în locul dezbaterilor care se fac în cazul actelor normative. Atât reprezentanții opoziției cât și cei ai puterii și-au exprimat opiniile cu privire la opinia Comisiei Europene transpusă într-o hotărâre a Parlamentului României. Economisire de energie, care este un lucru bun pentru mari consumatori, pentru mai mari europei, pentru Germania, pentru Olanda, de exemplu, dar în niciun caz pentru România. Pentru că, de exemplu, mie nu mi se poate cere să slăbesc cu 50% într-o lume de obezi, nu? Deci este absurd o politică unitară pentru toți. Apoi, diversificarea importurilor de energie este bună, înseamnă o reducere a riscurilor, dar în niciun caz nu înseamnă independență și siguranță energetică. Au existat și deputați care nu au împărtășit opinia Comisiei Uniunii către Parlamentul și Consiliul European. Ionel Dancă și Dan Tanasă au propus respingerea textului de către Parlamentul României. Să le transmitem reprezentanților Uniunii Europene de la Bruxelles că Europa este astăzi în criză energetică și într-un faliment al producției de energie din cauza acestor aberații birocratice care de zeci de ani de zile au făcut Europa dependentă de gazul rusesc. Este o recomandare a Comisiei Europene care îndeamnă la economisire întreaga economie europeană care nu poate să funcționeze fără energie. Trebuie să transmitem Uniunii Europene că această politică este total greșită și o economie care nu consumă nimic este o economie moartă. Foarte trist că aceleași personaje aflate la conducerea elitei politice europene, cea care a stat la masă cu Putin și care a beneficiat timp de ani de zile, lideri ăștia europeni care au beneficiat timp de ani de zile de gazul ieftin rusesc și n-au avut nicio problemă să stea la masă și să beneficieze de pe urma și să-l, practic, să-l financeze gros de tot, cu miliarde și miliarde de euro în fiecare an. Acum ne spun că trebuie să economisim. Și evident, ne compară pe noi cu vestul Europei, da? Noi trebuie să ne aliniem cu vestul Europei în toate chestiunile, mai puțin la nivelul de trai. Ar fi bine, așa în general, ca atunci când venim și criticăm, să citim și textul. Și mă refer aici la textul opiniei, pentru că noi astăzi adoptăm textul opiniei, care spune, printre altele,
recomandă ca echipamentele necesare energiilor alternative să fie produse într-o cât mai mare măsură în Uniunea Europeană. Știți cât la sută din aceste echipamente sunt produse astăzi în China? 70%. Recomandă reconsiderarea obiectivelor europene în ceea ce privește energia obținută din combustibilii fosili, cu accent pe valorificarea resurselor de gaze naturale din statele membre ale Uniunii Europene. Eu înțeleg că au fost decizii pe care și liderii europeni le-au recunoscut ca fiind greșite. Dar acum să venim și să nu ne gândim ca un om înțelept că după această perioadă extrem de complicată va urma o perioadă în care cei care fură startul acestor tipuri de energii vor fi țările care vor câștiga. Eu vă propun să fim dintre cei inteligenți. Parlamentul a adoptat opinia Comisiei Europene către Parlamentul și Consiliul European care se referă la recomandările Uniunii cu privire la reconsiderarea obiectivelor în ceea ce privește energia. Parlamentul a adoptat legea prin care vor fi cadastrate integral cel puțin 1000 de unități administrativ-teritoriale în perioada 2023-2026. Inițiativa liberalilor vine să sprijine Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, care a fost demarat în anul 2015. Lipsa unei limite pentru finalizarea înregistrării sistematice la nivelul întregii țări a generat dezbatere aprinsă între putere și opoziție. Adevărata modernizare a satului românesc prin Programul Național de Dezvoltare Locală și prin creșterea gradului de cadastrare reprezintă unul dintre jaloanele programului de guvernare. Așa a fost motivată necesitatea completării legii cadastrului de către unul dintre inițiatorii actului normativ, prin care cel puțin 1000 de unități administrativ-teritoriale vor beneficia în perioada 2023-2026 de cadastrarea integrală. Reglementarea este o noutate în domeniu și constă în faptul că finanțarea se face pentru prima oară din fondurile bugetare puse la dispoziție de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Așa cum știți, anul viitor, în 2023, vom avea mai puțin bani pe fonduri europene pentru partea de cadastrare și am considerat necesar să găsim resursele necesare, suplimentare, pentru a crește gradul de cadastrare. Urmarea discuțiilor cu cei de la NCPI, am găsit aceste resurse, e adevărat, nu cât ne-am fi dorit, dar și 120 de noi OAT-uri care vor fi cadastrate din bugetul propriu al NCPI înseamnă un pas înainte spre modernizarea satului românesc. La dezbatere au participat atât reprezentanții puterii cât și cei ai opoziției. Ambele tabere și-au exprimat nemulțumirea cu privire la istoricul cadastrării din ultimii 30 de ani. Numărul mare de vorbitori a confirmat importanța realizării acestei activități la nivel național. De ce acest proces se desfășoară într-un anume rit doar acum, la 30 de ani, la mai bine de 30 de ani după căderea regimului comunist? De ce? Oare până acum unitățile administrativ-teritoriale deținute, a căror putere a fost deținută de PSD, PNL și UDMR în principal, au împroprietărit corect pe cei în drept? Știți câte localități sunt în România? 3181. Știți în câte s-a finalizat cadastru? În 153, după atâta amar de ani. E, și astăzi avem la vot acest proiect care este praful în ochi în realitate. Încă 120 de localități stabilite cum? Printr-un amendament au zis că domnul președinte de Consiliu Județean va decide câte 3 pe fiecare județ, câte 3 localități, ghiciți unde se va face cadastru, dacă se vor da acești bani. La cine va veni cu să trăiască rămâna la președintele de Consiliu Județean? Nu va rezolva acest proiect nici pe departe problema cadastrului. Rezolvarea vine de la dintr-o finanțare solidă de la bugetul de stat, din reforma Agenției Naționale de Cadastru, pentru a putea absorbi fondurile europene și pentru a putea accelera acest program. Ați fost parcă ministru, nu? Ați depus ceva în acest sens? Că nu mi-amintesc. Ați avut toate instrumentele legale să faceți așa ceva. Ce ați făcut? Nimic. Am depus. Ne-am interesat și nu am așteptat să apară o asemenea oportunitate ca Consiliul Județean să premieze un primar sau o primărie cu 2-3 primării pe fiecare județ ca să apucăm să facem cadastru. Și soluția a fost una un pic disperată, pentru că la ce am găsit acolo nu se poate arăta decât greaua moștenire, care în ultimii 30 de ani s-a acutizat pe parcurs
și în ultima vreme, pentru că oamenii vreau să-și dezvolte acolo diferite inițiative antreprenoriale, vreau să se stabilească în localitățile rurale și nu aveau acest instrument. Primăriile și administrațiile publice au lăsat cadastru în ultimul rând al preocupărilor administrației locale. Trebuie să spunem foarte clar că da, mai trebuie să lucrăm foarte mult pe această chestiune. Avem într-adevăr foarte puține UAT-uri terminate. Asta nu înseamnă că în România doar în aceste UAT-uri în care s-a realizat cadastrarea întregii suprafețe există cadastrare. Și în celelalte UAT-uri au existat ori pe banii administrațiilor locale, ori pe programele naționale, anumite parcele care au fost cadastrate, ori cu aportul proprietarilor există suprafețe cadastrate. Deci nu putem să spunem că astăzi doar în 145 de unități administrativ-teritoriale există cadastrare. Aceasta nu este un lucru care este corect. Dar este foarte adevărat că acest ritm poate fi crescut. Avem o problemă și trebuie să o recunoaștem foarte sincer și de resursă umană. Nu există destui oameni care să poată să vină la licitațiile pe care le realizează autoritatea națională sau cea locală în momentul în care doresc să realizeze o cadastrare. Nu există firme care vin și licitează pentru a realiza cadastrarea. Ar trebui să vă uitați în oglindă și să-i chemați și pe colegii de la PSD și de la PNL. Vă reamintesc că peste 4 milioane de români au plecat din România în ultimii 32 de ani. Au plecat pentru că au fost efectiv scârbiți de modul în care dumneavoastră, PSD și PNL au făcut politică în România. Deci, atunci când prezentați aici un proiect din acesta, care evident e o firimitură, și încercați aici să prezentați ca o mare realizare a guvernării din care faceți parte, să știți că, în realitate, eu, în locul dumneavoastră, aș fi tăcut din gură. Dincolo de ritmul lent și resursele umane insuficiente pentru realizarea cadastrării, care au fost invocate în timpul dezbaterilor, a fost subliniată și importanța legii pentru anumite categorii sociale. Această propunere legislativă este cu atât mai importantă pentru un număr considerabil de etnici care aparțin minorității rome, care trăiesc în condiții greu sau inimaginabil de descris și care nu au încă o situație foarte clară în ceea ce privește construcțiile sau așezările informale în care trăiesc. Ar trebui să accelerăm, să propunem câte 50 de localități în fiecare județ ca să finalizăm programul acesta. În momentul de față am înțeles că programul național e undeva pe la 65%. Dacă au rămas aproximativ 1000 de UAT-uri împărțit la 42 de unități administrative, județe, ar trebui să avem câte 50 de localități propuse. Astăzi votăm un proiect de lege care înseamnă o sumă suplimentară față de fondurile europene și față de fondurile alocate din bugetele locale. Este pentru prima dată când găsim înțelegere la cei de la NCPI ca și ei să-și folosească fondurile proprii pentru creșterea gradului de cadastrare. Dacă acest lucru nu este bun, e dreptul dumneavoastră să votați în consecință. Plenul Camerei Deputaților a adoptat completarea la legea cadastrului, prin care până la sfârșitul anului 2026 vor fi cadastrate integral cel puțin 1000 de unități administrativ-teritoriale. Moțiunea simplă împotriva ministrului de interne Lucian Bode va fi dezbătută și votată săptămâna viitoare. Persoanele condamnate definitiv pentru infracțiuni săvârșite cu intenție nu pot candida la funcții publice. Mai multe amănunte în știrile pe scurt. Biroul permanent al Camerei Deputaților a decis că moțiunea simplă împotriva ministrului de interne Lucian Bode va fi dezbătută și votată săptămâna viitoare. Moțiunea simplă depusă de 55 de parlamentari USR și neafiliați ar fi trebuit să fie dezbătută în această săptămână, dar a fost reprogramată la cererea ministrului afacerilor interne, Lucian Bode. Semnatarii moțiunii susțin că Lucian Bode trebuie să plece din fruntea ministerului, având în vedere eșecul în reformarea MAI. În plus, cea mai mare reușită a mandatului său este licitația cu dedicație pentru achiziția celor 600 de mașini.
Camera Deputaților a adoptat două inițiative legislative care prevăd interdicția de a candida și de a fi ales în funcțiile de senator, deputat, primar, președinte al Consiliului Județean, consilier județean, consilier local, pentru persoanele care au fost condamnate definitiv la pedepse privative de libertate, pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, dacă nu a intervenit reabilitarea, amnistia sau dezincriminarea. Actele normative modifică legea 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și legea 208 din 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților. Proiectele de lege vor merge spre promulgare la președinție, deoarece Camera Deputaților este for decizional în acest caz. Comisia pentru Constituționalitate din Senat are rolul de a verifica legile care au fost respinse de președintele României și de Curtea Constituțională. În funcție de gradul de neconstituționalitate, punctual sau în ansamblu, Comisia recomandă modificările necesare sau decide oprirea procesului de legiferare în privința legii respective, a declarat senatorul AUR de Constanța, Sorin Cristian Mateescu. Detalii în rubrica Birou Parlamentar. Interviul integral îl puteți urmări pe canalul YouTube al Televiziunii Române. Sunteți senator de Constanța. Care sunt proiectele legislative care sunt legate de județul din care veniți pentru a răspunde unor promisiuni electorale pe care le-ați făcut la vremea respectivă? Principala mea dorință a fost în momentul când am intrat în Parlament ca orașul Constanța să aibă un stadion modern. Pentru că, vedeți dumneavoastră, eu în general am considerat, nu numai după principiul mens sana in corpore sano, dar orașele mari din, de pe teritoriul României să aibă, pe lângă infrastructură, și centre sportive foarte bine puse la punct, adică moderne și de anul 2022. Compania Națională de Investiții a preluat baza, vechea bază sportivă Farul Constanța, stadionul Gheorghe Hagi, baza sportivă Farul, că doar stadionul se numește Gheorghe Hagi, baza sportivă se numește Farul Constanța, a fost preluată de Compania Națională de Investiții și întreg complexul va fi demolat și se va construi un stadion cu o capacitate de 18.900 de locuri. Al doilea proiect la care, știți, când era PSD-ul, la începutul mandatului meu, PSD-ul era în opoziție. Și l-au agreat și parlamentarii de PSD la momentul acela, a fost drumul național care trebuia să devină un drum expres, paralel cu cel din sudul litoralului, de la Mangalia la Constanța. Știm foarte bine vara. Este o aglomerație fantastică. Dacă urmăriți sau ați fost, veți vedea că, în general, în vara, de vineri până duminică, pe traseul tronsonul Constanța-Mangalia, este foarte, un trafic foarte, foarte aglomerat. Și bine, e și ieșire din România spre Bulgaria, dar se merge practic bară la bară. Am încercat atunci, la momentul acela, cu colegii de la Partidul Social Democrat să depunem un amendament chiar susținut de colegul senator Felix Troie, susținut atunci la momentul când s-a votat bugetul pe anul 2021, pentru această bretea paralelă care să cât de cât să degrefeze traficul în județul Constanța pe acel segment. Al treilea proiect la care încă nu e depus, lucrăm, ceea ce privește pescuitul maritim. Știm foarte bine că la momentul acesta pescuitul maritim practic nici nu mai există. Mai sunt câteva persoane fizice care mai practic în acest domeniu, cum erau, știți, odată erau cu bărci, ieșeau în larg, aveau posibilitatea să pescuiască. În acest moment există un vid din ce punct de vedere că
și fostele pescării din anii trecuți au rămas oarecum nesoluționate, ca să zic, regimul lor juridic cel puțin încă este neclar, pentru că și legea e neclară și nu suntem încă adaptați la directiva Uniunii Europene în acest domeniu. Și am primit foarte multe reclamații de la persoanele care se practică această profesie de pescar în Marea Neagră, în care deja li s-a limitat foarte mult, pentru că legea pescuitului nu prevede anumite aspecte cu privire la persoanele juridice care încă practică. Încercăm modificarea legii, bine, suntem în opoziție. Este vorba doar de pescuitul maritim? Da, pescuitul în Marea Neagră. Pescuitul în ape dulci și inclusiv biosfera Deltei Dunării a fost reglementat. Județul Constanța este extrem de important pentru că are portul Constanța, care este unul dintre cele mai mari porturi din Europa. Care este situația portului în acest moment, având în vedere că este un trafic extrem de mare cu cereale din Ucraina? Anul 2020 a fost un an de luptă, ca să vă zic așa, pentru că la un moment dat coaliția de atunci au propus un proiect de lege de unde se prevedea ca activele din portul Constanța să fie vândute de către ale statului, să fie vândute. Noi am protestat foarte vehement atunci la Constanța, timp de o săptămână chiar, pentru a nu se vinde aceste active, fiind, în primul rând, este un important obiectiv strategico-economico-militar, portul Constanța. Și vă dați seama că în situația în care s-ar fi vândut principalele active, de fapt, toate activele s-au încercat atunci să vândă. Era prim-ministru domnul Câțu, domnul Florin Câțu. Dar s-a renunțat și bine că s-a renunțat la acest procedeu. Că vedeți, acum na, spunem drept românește, este războiul acesta la graniță. Portul Constanța, din 15% cât era atunci traficat în 2020, acum a ajuns aproape la 90%. Datorită faptului că nu mai pot fi funcționale porturile din Republica Ucraina. Dar și așa, acum traficul a crescut atât de mult încât noi nu mai putem face față la momentul actual traficului din zona portului și rada portului Constanța. Este bine că a rămas al statului, este bine să fie tot timpul un obiectiv strategico-militar, în primul rând, că vedeți, nu de curând se va construi, în curând se va construi, dar nu de mult s-a adoptat de către statul român și NATO crearea unei baze militare americane în jurul aeroportului Mihail Cogălnicianu. Se va construi un cartier exclusiv al militarilor americani după modelul german, unde vor locui vreo 30.000 de soldați americani. Atât pentru astăzi. Vă aștept cu celelalte evenimente petrecute săptămâna aceasta în Parlament, mâine la 12.30. În scurt timp, emisiunea va putea fi vizionată integral pe canalul YouTube al Televiziunii Române. Așteptăm aprecierile și comentariile dumneavoastră la adresele afișate pe ecran. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. La revedere!